Fermierii știu să vorbească fluent un limbaj diferit. Ei vorbesc cu pământul, plantele și norii. În fiecare sămânță citesc o poveste nescrisă în acorduri tăcute ale naturii. Înțeleg limbajul subtil al creșterii și înfloririi. Își botează și alintă animalele, iar ele îi răsplătesc cu priviri blajine și cos vesel fluturat. Își îngrijesc tractoarele și combinele mai mult decât mașinile, străbat cu tractoarele lor fiecare centimetru pătrat al fermei. Azi ne trebuie un limbaj comun între fermieri, procesatori, distribuitori și consumatori. La Farm Connect inițiem acest limbaj. Hai la Slobozia! Hai la Farm Connect! Noi, fermierii, suntem la începutul unui nou limbaj care se numește sistem de irigații. Până acum nu am mai vorbit această limbă și ea are secretele ei, pentru că atunci când vorbim de irigații, ne putem gândi la sisteme prin picătură, tamburi, pivoți și liniare. Eu am ales în cadrul fermei sistemul prin pivoți și liniare. Iubesc ceea ce fac, de aceea am investit o sumă destul de mare în acest sistem, pentru că am înțeles că apa este limbajul comun al recoltelor. Din suprafața fermei de 1500 de hectare am reușit să acopăr aproximativ 1000 de hectare. Anul 2020 a fost anul în care am început să modernizăm stațiile de pompare pe fonduri europene pe întreg OAI-ul din zonă. De-a lungul timpului am irigat toate culturile, rapiță, grâu, porumb, floarea soarelui, soia. E clar că pentru mine cea mai profitabilă cultură este porumbul. Dacă lumea spune că nu merită să irigi grâul, din experiența mea pot spune că anul acesta, la irigat, producția maximă în cadrul fermei a fost de 9700 kg la hectar, ceea ce face să merite. Noi, fermierii din Bărăgan, avem cu totul alte probleme față de fermierul din vestul țării, de aceea ne strângem împreună la Farm Connect România să vorbim pe limba noastră.